Astăzi, Drobeta Turnu Severin a fost gazda unui frumos eveniment sportiv și anume Cupa ONSS Under 16 băieți și fete. Mai multe echipe din țară au participat la această competiție, fiecare în speranța că va fi câștigătoare. Ca de fiecare dată, autoritățile locale și cele județene sprijină sportul și încearcă să îl implementeze prin numeroase evenimente sportive realizate atât la nivelul municipiului cât și în județ. Este Rapcea Alin, sunt inspector de specialitate. Vreau să vă spun bun venit în orașul nostru frumos. Păcat că stați doar câteva ore. După cum știți, deci vom avea faza zonală. Sper să nu avem evenimente și cei mai buni să câștige. ONSS Fotbal ISF la fotbal pe teren redus este o competiție organizată de Federația Română de Fotbal în colaborare cu Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar, ca parte integrată a programului Olimpiada Națională a Sportului Școlar Fotbal. Astfel, în cursul zilei de astăzi, Drobeta Turnu Severin a fost gazda unui frumos eveniment sportiv și anume Cupa ONSS Under 16 băieți și fete. În cadrul evenimentului, mai multe echipe din țară au participat la această competiție, fiecare în speranța că va fi câștigătoare. Ca de fiecare dată, autoritățile locale și județene sprijină sportul și încearcă să îl implementeze prin numeroase evenimente sportive realizate atât la nivelul municipiului cât și în județ. Inspectorul școlar Alin Rapcea împreună cu AJF Mehedin și Federația Română de Fotbal au adus 6 echipe din mai multe județe din România, care vor participa la această competiție, urându-le succes tuturor, însă le-a ținut pumnii strânși mehedințenilor noștri. Județul Mehedin se organizează prin Inspectoratul Școlar Mehedinț, etapa zonală din cadrul ONSS, fotbal under U16, fete și băieți. Județul nostru este reprezentat în ambele competiții de liceul pedagogic și de liceul numărul 4. Meciurile se vor desfășura la liceul numărul 4, în această locație unde ne aflăm noi acum, și la pădurea Crihala. Înțeles că sunt mai multe echipe din mai multe județe din România. Da, la competiția respectivă participă 6 județe, 5 din afara județului nostru, Alba, Timiș, Hunedoara, Caraș și Aradul. Eu le țin pumnii elevilor noștri din județul Mehedinț și cei mai buni să câștige. Pentru autorități este o performanță foarte mare că au reușit să-i mobilizeze pe copii să creadă în șansa lor. Până la urmă, nu este vorba despre cine câștigă sau cine pierde. Este vorba despre dezvoltare și educație prin sport. Inspectoratul școlar AJF Mehedinț și Federația Română de Fotbal au reușit să aducă 6 echipe la noi, la Drobeta Turnu Severin, unde suntem foarte bine organizați și unde sperăm ca acești copii minunat talentat să facă un real spectacol sportiv și să cei mai buni să câștige. Până la urmă este vorba despre sport, prin aceste competiții se încurajează sportul, fotbalul și bineînțeles că și fetele și băieții sunt dornici să înceapă cât mai repede. În cadrul acestui eveniment, copiii s-au simțit foarte bine, iar competiția a fost organizată la standarde înalte. Astfel de sporturi de echipă nu doar că le mențin o condiție fizică bună, dar îi învață și noțiunea de echipă, de cooperare și de fair play. Joc la CSS Drobeta, joc fotbal de la vârsta de 12 ani. Acum sunt la liceul sportiv Lorin Sărăgean. Am câștigat 4 meciuri și acum tot la fel, vrem să câștigăm, să ieșim pe locul 1, să ieșim cât mai departe. Unde îți dorești să ajungi pe viitor? Cât se poate de departe, cât prea Dumnezeu și cât mă poate ajuta, vreau să ajung cât mai departe. Am început să joc fotbal de când eram mic, la Timișoara, și de vreo 4-5 ani, cam așa. Din ce echipă faci parte? Lucea fără Drobeta. Cum ți-ai descoperit tu această pasiune? Am încercat și am zis că asta este pasiunea mea și atât. Unde te vezi pe viitor? Nu știu, sper să mă văd la o echipă foarte mare și prin muncă și disciplină facem tot. Fotbalul este unul dintre cele mai populare sporturi din lume și pe bună dreptate. Este palpitant, plin de acțiune și este o modalitate excelentă de a spune sângele în mișcare. Activitatea de astăzi s-a dovedit a avea un mare succes printre tinerii liceeni, care de-abia așteaptă o nouă competiție.